vorba lui Petre Suțea. Numai în raport cu Dumnezeu și cu neamul românesc, tu ești un nimic. Atunci eu, ca și intelectual, ce să fac? Să plec? Să plec pentru un câștig mai bun? El spune la un moment dat, transformați școala în mamă. Cum este astăzi școala, va fi mâine țara. Doamnelor și domnilor, vă spun bun găsit la primul nostru episod din cadrul podcastului Cunoaștere în Dialog. Numele meu este Melania Olimpia și mă bucur să fiu gazda acestei emisiuni, o emisiune cu și despre educație. Invitatul nostru de astăzi este mult iubit și apreciat de comunitatea arădeană. Personalitate enciclopedică a școlii arădene, cu experiență de peste 40 de ani în învățământul românesc, cu un doctorat în istorie și cu o vastă experiență de viață, avem onoarea de a-l avea astăzi aproape pe marele istoric și profesor dr. Doru Bogdan. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit și vă mulțumesc mult! Domnule profesor, pentru început, aș vrea să vă adresez prima mea întrebare și anume, cine este, de fapt, omul Doru Bogdan, omul din spatele tuturor titlurilor dobândite în viață? Mulțumesc pentru întrebare și mulțumesc pentru faptul că m-ai ridicat la acest statut pe care eu îl apreciez cel mai mare pe care îl poate atinge o ființă omenească, statutul de om. Nu celelalte. Celelalte sunt trecătoare. Cel care rămâne și ar trebui să rămână ca o notă fundamentală a definirii unei ființe este statutul de om. Cine sunt eu? Sunt un om, sper, ca toți alții, care a apărut pe acest pământ din voia bunului Dumnezeu, prin lucrarea pe care el a făcut-o asupra părinților mei. Slavă lui! Și am venit pe acest pământ, îmi place mie să spun, ca atâția alții, ca o stea. Frumos! Omul este o stea pe care Dumnezeu a trimis-o aici pe pământ. Cu ce menire? Să lumineze. Prin ce? Prin fapte de viață. Și când acea stea aici și-a încheiat misiunea, urcă sus, de unde a venit, ca să sporească lumina cerului lui Dumnezeu. Așadar, sunt un om care a urmat, ca atâția alții, școli micuțe, sătești, apoi liceul și facultate și un curs doctoral la Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Cu alte cuvinte, am fost, sunt și îmi place să cred, un om cât mai firesc, cât mai aproape de normal, cu limite, cu carențe, căci nu este om pe lumea aceasta să atingă perfecțiunea. Cu limite, dar pe care am fost conștient că trebuie să le și corectez în măsura puterilor mele, în așa fel încât să nu repet greșeli și să sporesc, vorba lui Lucian Blaga, cu lumina mea, acea lumină din jurul meu, căci fiecare dintre noi emanăm lumini. N-am venit, spunea el, eu nu strivesc rola de minunea lumii, să fac altceva decât să sporesc ca lumii taină. Și în acest spirit mi-am trăit viața, cât am putut eu, evident, cu bunele și cu mai puțin bunele ei. Orice viață a fiecăruia dintre noi și a mea, evident, s-a compus din împliniri, din bucurii, dar și din momente de dureri, de tristețe. Și aceste momente, sigur că da, marcându-te, ți-au dat conștiința faptului că, vorba lui Petre Suțea, numai în raport cu Dumnezeu și cu neamul românesc, tu ești un nimic. Încolo cu toate celelalte, ești ceva.
Deci, în pofida durerilor și a tristeților care mi-au marcat, totuși am înțeles că eu trebuie să-mi continui drumul și drumul acesta l-am continuat, mulțumesc și aduc slavă Bunului Dumnezeu, cu tenacitate și cu stăruință în munca mea. Vă felicit pentru frumoasa introducere pe care ați făcut-o despre dumneavoastră, așa este, vă dau dreptate, pentru că oamenii în general se luptă în viață să dobândească cât mai multe titluri, dar de cele mai multe ori uită că cea mai importantă calitate a lor rămâne calitatea umană, iar dumneavoastră sunteți mai presus de toate titlurile un adevărat om. Mă bucur să vă avem la această masă și în acest studio. Domnule profesor, ne vom concentra discuția pe parcursul profesional, pentru că fiind într-o emisiune de educație, despre asta urmează să și vorbim. Așadar, povestiți-ne puțin despre începuturile dumneavoastră ca elev al liceului pedagogic, dintr-o vreme în care acest liceu era abia la început. O, Doamne, mă aduci cu amintirile în perioada poate cea mai frumoasă a vieții fiecăruia dintre noi, vremea adolescenței liceale. Am venit la liceul pedagogic adus de învățătorul meu, evident cu acordul părinților, dar învățătorul meu m-a adus la liceul pedagogic, pe mine și pe încă două colege consătene. Ne puteți oferi numele localității? Din Pădureni. Deci comuna era atunci, comuna Pădureni, județul Timiș. Mulțumesc. Este o comună frumoasă pe care o am în sufletul meu până când trec în lumina stelelor din cer. Și la adăpostul acelei atmosfere superbe a satul meu natal, sat de câmpie, dar fiecare sat, fiecare așezare, fiecare comunitate și are farmecul ei, da. Mai ales atunci când crești lângă părinți. Deci din acest sat Pădureni, după ce am terminat școala primară, școala gimnazială, cum era și atunci, școala generală, de 8 ani, fiind prima generație cu 8 ani în școala generală, cu dascăli excepționali în satul meu natal, cu o școală foarte bine funcționa, foarte bine, slujită și de profesori care veneau în comună, de la Timișoara, este aproape de Timișoara, la 20 de kilometri, cu pregătirea aceea foarte bună și cu prestația unui învățător în clasele 1-4 eminentă, eu am venit foarte bine pregătit la liceul pedagogic din Arad, drept pentru care am și intrat. În vara lui 1965 am promovat admiterea la liceul pedagogic. Eram 600 și aproape 20 pe 80 de locuri. Era o concurență totuși mare, era, curtea școlii era plină de noi, de elevi. După care am început 5 ani de zile liceul pedagogic, frecventat zi de zi, alături de 40 de colegi de-ai mei, de clasă. Clasa paralelă era tot pe atât, ca număr, cu dascăli excepțional și cu o conducere a liceului impecabilă, foarte bună. Directori mi-au fost, cel puțin mie și generației mele, vestitul Vasile Popeangă, profesor emerit doctor, profesor Nicolae Roșuț, mentorul meu, ca să spun așa, în materie de pregătire mare în a istoriei. Da, de la dumnealui am avut această apetență spre istorie, aș știu să-mi o cultive și eu am fost foarte sensibil la discursul dumnealui și la ceea ce făcea dânsul în școală și la noi la clasă, în așa fel încât m-am îndrăgostit efectiv de această disciplină chiar din anul întâi de liceu pedagogic, 1965-66. Eu am știut din anul întâi, dacă vrei să mă crezi, că eu am să mă duc la facultate la istorie și am știut că la Cluj trebuie să mă duc și nu în altă parte, deși și Iașu a fost și este eminent și București la fel. Dar pentru că dumnealui ne vorbea mereu de Universitatea din Cluj și de profesorii pe care i-a avut,
în frunte cu eminentul academician Constantin Daicoviciu, m-a stimulat în această direcție să ajung să frecventez și eu Facultatea de Istorie a Universității din Cluj. Așadar, profesori excepționali, foarte bine pregătiți, cu o exigență la ea acasă zi de zi și cu o dăruire din partea profesorilor totală. Simțeam că în școala aceea, Liceul Pedagogic din Arad, în vremea mea, era o concurență între profesori în a fi cel mai bun el la materia lui. E acest spirit pe care l-am resimțit eu atunci, în anii formării mele ca și învățător, a fost una din caracteristicile esențiale ale activității Liceului Pedagogic, cel puțin în perioada în care am fost eu. Desigur, profesorul meu de română, profesor Ioan Ivașcu, și dirigintele clasei noastre a fost de asemenea eminent. Dacă am ajuns să fim într-atât de exigenți, noi toți, elevii, absolvenți de liceu pedagogic, în materie de gramatică și de exprimare corectă în limba română, să se datorat și dumnealui și întregului corp de profesori care au slujit această sfântă și mare și neîntinată disciplină care este limba și literatura română. Îmi place să scriu cu litere mari totul și românii. Eu de mulți ani de zile eu scriu poporul român cu R mare. Cum ar scrie? Pentru că dacă pe Grivei îl scriu cu G mare, atunci pe neamul acesta românesc, de ce să nu-l scriu cu R mare? Așa că Academia Română ar trebui să nu mai doarmă și să se reîntoarcă la grafia din perioada interbelică și înainte chiar de primul război mondial, unde numele de popoare se scriau cu litere mari, cu majuscule. Așadar, profesor eminenț în structura liceului pedagogic, o activitate excepțională, o pregătire psihopedagogică foarte bună și mai ales practica pedagogică. Aceasta ne-a definit și ne definește pe noi, absolvenții de liceu pedagogic, care am știut să fim într-adevăr acolo unde am ajuns colegii mei, majoritatea dintre ei învățători și învățătoare eminente sau educatoare. Trebuie să nu exclud nici componenta cealaltă a structurii liceului pedagogic, secția educatoare, care și acolo au fost profesori excepționali cu aceeași direcțiune. Vasile Popeangă, Nicolae Roșuț, așa mai departe. Prin urmare, ca să închei, liceul pedagogic pentru mine a fost școala care mi-a dat consistență intelectuală, profesională și morală. Cel mai important. Asta m-a învățat pe mine liceul pedagogic. Să fiu cât se poate de exigent în ceea ce fac, să fiu foarte bine pregătit și mereu, mereu să aspir la o pregătire cât mai bună, pentru că vorba lui Nicolae Iorga, dascălul este condamnat la a învăța mereu. Este condamnat la a învăța mereu. Nu te poți opri sub nicio formă. Lecturile trebuie să-ți însoțească toată viața ta. Nu poți să ieși din spațiul lecturilor dacă vrei să fii dascăl. Domnule profesor, ce însemnătate are pentru dumneavoastră cuvântul dascăl? Pentru că am observat că folosiți acest termen atât pentru rolul de educator, învățător, cât și pentru rolul de profesor. Dascăl este un cuvânt universal. Și vreau să-mi spuneți, cu ocazia aceasta, care credeți că sunt atributele unui dascăl desăvârșit? O, Doamne! Acum am mai provocat și vreau să spun un lucru, cel puțin pentru mine. Această profesie, pentru că nu este o meserie, pe mine mă deranjează când cineva folosește termenul de meserie. Da. Nu vreau să aduc atingeri nimănui care sunt meseriași excepțional, pentru că există că da. În limba română o zicală. Meseria e brățară de aur. Deci auziți la ce statut a ridicat neamul acesta munca. Această meserie da. Ca brățară de aur. Dar eu vreau să spun că dascălia și dascălul este profesie care se cuvine a fi apropiată cât mai mult de artă, de maestrie,
didactică se vorbea într-o vreme. Acum nu, pedagogia aceasta contemporană, modernă. Modernă, nu mai utilizează acest termen de maestrie didactică. Adică să ajungi în așa fel încât acolo în fața copiilor tăi, de la grădi până sus la universitate, tu să exerciți această profesie ca un actor. Dacă n-ai în tine aceste atribute pe care le are actorul, de a ști cum să vorbești, cât să vorbești, când să vorbești, când să te oprești, când să lași vocea mai moale, când să o ridici, asemenea unui actor, atunci nu faci ceea ce se cuvine la clasă și în relația ta cu comunitatea elevilor pe care îi ai. Așadar, dăscălia este o profesie sfântă, sacră. Îmi place să spun că Dumnezeu a lăsat pe acest pământ trei profesii încărcate de sacralitate. Prima, sigur că da, în ordine, ar fi preotul, preoția, care se îngrijește de sufletele noastre, partea cea mai frumoasă și mai sfântă din om. A doua ar fi dăscălia, învățătorul, cel care de asemenea se îngrijește și de minte, și de inimă, și de suflet, prin tot ce face el. Și a treia profesie, care nu înseamnă că este sub ele, ci este uneori în continuitatea lor, de fapt. Este profesia de medic. Așa este. Medicul este mâna întinsă a bunului Dumnezeu pe care ne oferă aici pe pământ spre a avea grijă de creația lui umană, de a-i prelungi viața cum poate el mai bine, de a însănătoși toate stările lui care sunt tulburate. Astea trei, după părerea mea, sunt sacre. Evident, tot așa de important este și cea de arhitect, și cea de inginer, și cea avem de nevoie, da. Om care lucrează în justiție și așa, toate sunt sacre. Dacă am privi toate profesiile pe care le avem de exercitat noi din dimensiunea sacralității lor, Doamne, ce bine ar fi pe lumea aceasta. Dar mulți nu le privim așa. Și acum mă reîntorc. Dăscălia. Dăscălia are mai multe misiuni. Prima misiune și sfântă este cea de a lumina mintea copiilor și inima, de a o modela. Luminezi mintea cu învățăturile pe care îi le ofer și modelezi inima aceea în materie de simțăminte, în așa fel încât copilul, la cele două etaje ale ființei lui, etajul rațional, mintea, și etajul afectiv, emoțional, inima, să fie într-o preună prietenie. Spunea un pedagog din secolul XVIII, început de secolul XIX, Naum Petrovici, că așa trebuie să fie înțeleasă educația, ca o activitate în cuprinsul căreia inima și mintea tânărului să ajungă a fi prietene. Adică să nu existe tulburări. Una spune mintea și alta spune inima. Disfuncționalitățile acestea conduc la mari derapaje comportamentale umane și care se regăsesc și în viața noastră de zi cu zi. A doua misiune a dascălui, pe lângă aceea de a lumina mintea și a modela inima, este aceea de a face cu putință ca idealurile mari ale acestui neam, ale poporului român, nu numai, să fie mereu cultivate, să nu fie abandonate, să nu apară fractură în materie de continuitate. Învățătorul din secolul XVIII a făcut ceea ce a putut să facă el, vine secolul XIX, învățător din secolul XIX de asemenea, iar în secolul XX apare fractură. Nu se poate. Deci există această continuitate neapărat pentru ca valorile perene
ale neamului românesc, și anume care? Dorul de libertate, dorul de întregire națională, să rămână statornice, și dorul de a te jertfi pentru împlinirea acestor idealuri. Dacă nu apare jertfa, s-a terminat. Iisus Hristos a trebuit să moară pentru noi toți ca să ajungem la lumina învierii, fiecare dintre noi. E această lecție pe care ne oferă Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și Dumnezeul nostru cel viu întrupat, este admirabilă și pentru dascăl. Să nu uităm că apostolii la un moment dat a spus învățător către Iisus Hristos. Da. Învățător. De ce? Selecție. Pentru că a învățat lumea și popoarele cum să fie și cum să-i urmeze. A treia valoare care definește statutul de dascăl și de dăscălie este să cultive permanent dascălul starea de frățietate, de solidaritate între toți elevii pe care îi are sub ochii lui și sigur că da, ieșind din cetate, în agora și în rândul celorlalți oameni adulți. Nu se poate ca un învățător, ca un dascăl, pornind de la educatoare, învățător, profesor de gimnaziu, profesor de liceu, profesor de facultate, să n-aibă această lecție fundamentală. Eu am menire aici să fac ca elevii mei să fie ca frații. Frumos. Dacă nu am această preocupare eu ca dascăl și să-mi fie indiferentă starea comportamentală a elevilor mei, ajungând să constat eu însumi că ei se dezbină, că ei se dușmănesc, că ei se bat, atunci înseamnă că eu nu îmi împlinesc misiunea mea de dascăl. Iată câteva dintre aceste atribute pe care eu le-am constatat și evident, după puterile mele și priceperea mea, am încercat să le... Ați punctat foarte bine și v-am urmărit cu foarte multă admirație în tot ceea ce ați spus. Mulțumesc. În continuare, știu că ați avut un parcurs linear în învățământul românesc, de la învățător la profesor și de la profesor la director. Dacă ar fi să vă întoarceți la unul dintre aceste roluri, la care v-ați întoarce și de ce? Da, dacă îmi dai voie să fac o paranteză vis-a-vis de ceea ce ai spus. E corect ceea ce ai spus, dar am mai avut și am cunoscut, spre bucuria mea, ca împlinire intelectuală și profesională, și perioada de 12 ani și ceva la Muzeul Județean din Arad, unde eu am fost muzeograf. Din 1976 până în 80 și din 80 până în 86 am fost directorul Muzeului Județean din Arad. Evident, a înșirat aceste statute pe care le-am avut pe parcursul vieții mele. Îți spun sincer că cea care mi-a conferit și îmi conferă bucurie nespusă și o privesc cu sfințenie, dacă vrei să crezi, este cea de învățător. Fără aceasta n-ar fi fost. Poate că nici astăzi aici. Ea mi-a deschis. Ea a fost cea care mi-a deschis ușa facultății și apoi a funcțiilor pe care le-am deținut de profesor în școala mea, cu un popas la școala generală numărul 19, fostul liceu de artă și muzică din Arad, de 2 ani de zile, dar din 1988 am fost permanent până în 2015 la liceul pedagogic, școala mea dragă. Deci, fără învățător n-aș fi putut fi nimic. 1, 2. Respect și prețuiesc într-atât de mult pe învățător și pe educatoare, cum nici nu-ți poți da seama. Pentru mine unul, ei sunt alfa culturii românești. Adică momentul de început. Cine dintre noi, cei care suntem astăzi și am fost ieri și vor fi cei de mâine, nu a avut o educatoare
și un învățător la începuturile lui. Cine? Toți am avut. Deci ei au fost cei din tâi educatori ai noștri. Ei au fost cei care ne-au luminat, ei au fost cei care ne-au așezat cu atenție, cu grijă, cu foarte mult respect. Deși erai un prichindel de copilaș. Mânuța, când a pus mânuța pe creion sau pe stilou sau pe toc, cum se spunea pe vremea aceea, ei au fost educatoarea și cu învățătorul. Prin urmare, iată de ce pun eu preț într-atât de mult pe învățătorul, în cazul meu, ca etapă esențială. Fără a fi fost învățător, nu puteam să fiu ceea ce sunt astăzi. Deschiderea a venit dinspre învățătorie, spre facultate, spre celelalte statuturi pe care le-am avut în viața mea. La una dintre întâlnirile cu învățătorii, dumneavoastră spuneați, și am să vă citez, menirea unui învățător este de a ridica poporul din întuneric la lumină, din robie la libertate și din desfrăție la frăție. Dar sunteți de acord că nu doar de învățător depinde această misiune, ci și de toate celelalte roluri pe care le pot avea oamenii într-un parcurs profesional. Da. Aici când ne referim la învățământ, desigur. Fără îndoială, ceea ce am spus este, viziunea mea este foarte adevărat și evident că depinde de o serie întreagă de factori care intră în area acestei preocupări pe care eu am emis-o cu privire la rolul învățătorului, al dascălui. Dar, dacă toți, formulez acum un ideal, unii ar spune că sunt utopic, dar poate să fie și adevărat, dacă toți ne-am face datoria sacră, așa cum am spus, nu ar fi nicio disfuncționalitate în area preocupărilor tale ca învățător. Le-ai putea realiza. Evident, în lumea copiilor poți să faci ceea ce se cuvine a fi făcut dacă ești pătruns de această misiune apostolică. Că învățătorul, știți că a fost definit și ca apostol al neamului românesc în cazul nostru, în sensul că el trebuia să ducă acel cuvânt sacru, temenicit pe aceste valori, educație, frăție, unitate, solidaritate, așa cum și Iisus Hristos l-a dus prin apostolii lui, până la marginile pământului, cuvântul Evangheliei. Duceți și răspândiți această Evanghelia mea până la marginile pământului, faceți ca popoarele să o înțeleagă și să o îmbrățișeze. Asta, sigur că da, n-a spus Iisus Hristos, dar înțelegem. Cu alte cuvinte, a răspândi cuvântul evanghelic înseamnă a solidariza. A solidariza popoarele în numele valorilor pe care le cuprinde Evanghelia. Asta este și misiunea noastră a învățătorilor și a dascălor, să facem într-adevăr ca acele idealuri pe care le-ați înșirat adineauri să prindă rădăcină temeinică în câmpul acesta etnic românesc. Mulțumesc! Știm cu siguranță că lumină nu ar exista fără întuneric și în continuare vă întreb cum ați supraviețuit neajunsurilor din sistem, pentru că nu îndrăznesc să vă întreb dacă v-ați gândit vreodată la a părăsi această țară, deoarece vă știu un patriot convins. Nu, ca să plec în străinătate nu m-am gândit, să fiu sincer, niciodată, pentru că eram la o anumită vârstă și, ca să fiu sincer, am înțeles că încă este mare nevoie de prezența mea. Nu vreau să creadă ascultătorii emisiunii tale, cât uși de puțin, că m-am considerat și mă consider un om care, sau un dascăl, a cărui prezență sau de a cărui prezență este neapărată nevoie aici. Dar eu așa am simțit
după 90, evenimentele din 89 decembrie, am simțit nevoia, aveam 39-40 de ani atunci, eram în plină putere, cum se spune la vârsta aceea, am simțit că locul meu este mai mult ca oricând aici și mai mult ca oricând în școala mea pedagogică, pentru că am plecat de la muzeu și am revenit în învățământ nicăieri altundeva decât în liceul pedagogic. În al doilea rând, apreciez că prezența mea în continuare în țară, ca atâtor altora, a răspuns unui imperativ pe care l-a dus istoria în fața noastră. Închiderea care s-a realizat în 89 cu o deschidere, vorba lui Noica, către viitor, impunea prezența unui corp numeros de dascăli care să fie pătrunși de această misiune a schimbării fundamentale în materie de școală și de viață. Cei care au murit în 89, tineri majoritatea dintre ei, și-au pierdut copii, soții, familii, mame, părinți. Aceea strigă și astăzi, cum au strigat și atunci, rămâneți aici, țara are nevoie de voi, nu plecați, pentru că a pleca este foarte ușor, dar când pleci rămâne gol ceva și în sufletul tău, și acel gol înseamnă dorul de casă și mai cu seamă rămâne gol tocmai acest pământ pe care nu trebuie să-l abandonăm niciodată. Cei de dinainte de noi, dascălii, au cultivat acest atașament față de acest pământ românesc. Atașamentul acesta este una din valorile esențiale ale românului. Au fost vremuri în istoria noastră care ne-au pângărit sufletele, viețile, resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Dar cu toate acestea, românii au rămas alminteri. Păi dacă românii aceia, țărani, în special plugarii, au dat dovadă de o asemenea lecție de conduită, atașament profund față de locul acesta, atunci eu, ca și intelectual, ce să fac? Să plec? Să plec pentru un câștig mai bun? Nu vrem să înțelegem un lucru. Nu vrem să înțelegem goana aceasta după câștig material. Iluzoria. Sărăcește sufletul. Așa-i. Pierzi sufletul. Și ce te faci când pierzi sufletul? Să ai toate împărățiile lumii. Dacă ai pierdut sufletul, ai pierdut totul. E, asta este ceea ce am încercat, cât am putut, evident, să dau curs acestei chemări din adâncul istoriei noastre. Poate că și profesia mea de profesor, de istorie, a fost cea care mi-a conferit corect această înțelegere mai aparte. A nevoie de a rămâne în această țară și de a lupta. Așa e. Pentru idealul pentru care au luptat și cei de la 89. Da. Ați devenit părinte spiritual pentru multe generații de elevi și v-ați remarcat, așa cum dumneavoastră a spus, prin exigență și corectitudine, dar și prin iubire paternă și grijă părintească. Domnule profesor, ce sfaturi obișnuiați să le dați multor generații de elevi și cum ați reușit să mențineți candela spiritului aprinsă? Da. Oh, Doamne, este fără îndoială. Eu mă definesc și ai spus-o. Și mi-ați fost elevi. Da, urmează să vorbim. Mă definesc și m-am definit și mă voi defini. Până când Dumnezeu vrea să mă iluminez aici, pe acest pământ. Prin aceste trăsături, primul rând,
printr-o cât mai asiduă pregătire profesională. Am spus ce a spus Nicolae Iorga. Dascălul este condamnat la învăța mereu. Acesta am încercat să-l împlinesc și eu, acest deziderat. Pregătire profesională și culturală, evident, în general, cât mai consistentă. Această pregătire profesională, dublată de pregătirea psihopedagogică și metodică. Că știți cum se spune, poți să fii foarte bine pregătit, dar dacă nu ai harul să te faci înțeles de auditoriul tău, care este clasa de elevi pentru un dascăl, adică dacă nu ai acel arsenal metodologic spre a mijloci acel volum de cultură pe care tu îl ai către clasa de elevi, în zadar, devii inaccesibil, că nu te faci înțeles. Și cea mai mare carență a unui dascăl aceasta poate fi să nu se facă înțeles de elevi, cu elevii să nu priceapă ceea ce spune dascălul lor. Deci, o pregătire profesională foarte asiduă, cât mai consistentă, dublată de pregătirea psihopedagogică și metodică. Cealaltă trăsătură pe care ai pus-o, exigența. Eu sunt adeptul tezei că nimic în viață nu se poate face fără exigență. Exigența însemnează a fi cât se poate de atașat de spiritul de ordine, de disciplină. Nu o să le placă unora dintre cei care m-au văzut astăzi, ordine și disciplină. Țin de un limbaj care definea o epocă apusă. Școala este un spațiu normativizat. Asta trebuie să înțeleagă și părinții, și elevii, și profesorii, și toți slujitorii școlii. Este un spațiu normativizat, adică în care domină sau ar trebui să domine normele, legile, regulamente de conduită ale tuturor celor care compun școala. Fără acest lucru nu se poate. O școală fără disciplină este ca o moară fără apă. Merge moara fără apă? Nu merge. Merge școală fără disciplină? Nu merge. Acolo este de bandadă. Deci exigența înseamnă să respecti ordinea și disciplina și evident, să-l respecti și pe elev. Că fără de el n-ai fi tu acolo, măi, dascăle. Tu nu te duci să vorbești la patru pereți, te duci să vorbești acolo unde există inimă și suflet și te așteaptă sau ar trebui să te aștepte. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să fii și iubitor de copii. Cine nu iubește copilul, acela să nu mai intre în școală în veacul veacurilor. Nu poate îmbrățișa această... Poftim? Nu poate îmbrățișa această profesie fără iubirea de copil. Iubirea față de copil este cea care definește dăscălia. Îți place copilul, îți este drag, da, atunci du-te acolo. Dacă nu, nu te du. Dar asta nu însemnează să nu fiu și exigent. Căci copilul uneori nu respectă ceea ce se cuvine și atunci tu trebuie să-l aliniezi. Prin ce? Prin exigența ta. Să știe clar că de aici și până aici ține ceea ce trebuie să fac și nu mai mult. Și nu mai mult. Cu alte cuvinte, copilul trebuie să se simtă liber în școală, dar o libertate asumată, conștientă, o libertate ca de altfel adultul. Păi libertatea nu însemnează să-ți faci de cap. Se sfârșește până la libertatea celuilalt. Exact. De la dumneavoastră am învățat. Libertatea trebuie să țină până la tine.
Libertatea mea atât este de mare, până la tine. Dacă prin libertatea mea eu îți ating libertatea ta, s-a terminat, înseamnă că eu devin periculos. Și atunci, împotriva mea trebuie luate măsuri ca să mă disciplineze și să mă așeze pe drumul normal. Deci aici este chestiunea cea mare și plină de sfințenie. Să ai de grijă tu ca dascăl să-l iubești pe copil, rânduială, să-l faci să se simtă bine în școală, vorba lui Pestalozzi, marele pedagog elvețian din secolul 18-19. El spune la un moment dat, transformați școala în mamă. Ce frumos! Transformați școala în mamă, adică să simtă copilul acolo, școala, ca pe mama lui, care îl ocrotește, care îl iubește, care se îngrijește de el, care îl face să se simtă acasă. E, acest deziderat ar trebui să-l împlinim și să nu fie numai un deziderat cu valoare de axiomă pedagogică, să-l transpunem în practică. În completare cu ceea ce ați spus, însuși Constantin Noica spunea că își dorește o școală în care să se predea stări de suflet, apoi cunoștințe și nu invers. Da. Într-adevăr, Constantin Noica, marele nostru filosof, a spus acest adevăr. Este un adevăr, nu este doar un deziderat. Un adevăr care ar trebui să fie însușit de fiecare dascăl din țara aceasta și nu numai. Că ar vrea să vadă o școală în care să se cultive stările de spirit și nu doar informații de tot felul date, cunoștințe. Pentru că acestea sunt trecătoare. Ceea ce este astăzi valabil, mâine s-ar putea sau săptămâna viitoare să nu mai fie într-atât de valabil. Da. Dar starea de spirit, adică simțămintele, sentimentele, stările de suflet, alea trebuie să fie cultivate pentru că alea vor defini conduita de mâine a elevului meu de astăzi. Acele stări de spirit pe care le-a cultivat educatoarea, învățătorul, profesorul, vor fi cele care îi dau consistență lui și evident că îi vor modela toată comportarea lui, toată conduita lui, toată viața, în definitiv. A spus un mare adevăr. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că mi-ați fost diriginte și am făcut parte din ultima dumneavoastră generație de elevi pe care ați îndrumat-o. Și vreau să-mi spuneți acum, pe scurt, ce amintiri ați mai păstrat astăzi cu noi, cu generația 204 în filele istoriei preparandiei? Da, sigur că da, cum să nu păstrez și numai cu generația voastră, cu atâtea altele. Numai că ele, probabil că în sinea lor spune, au uitat, domnul diriginte sau domnul... N-am uitat. Spre exemplu, mi-aduc cu drag aducere aminte de acele momente când sărbătoream împreună cu voi în clasă ziua de 1 decembrie sau ziua de 16 decembrie. Ziua inaugurării Revoluției din decembrie, cum o apreciază unii. Știm bine că îl aduceam și l-am invitat pe regretatul profesor de muzică Mihai Henț, cu vocea lui splendidă, într-un cadru mirific, pe fiecare bancă și la mine la catedră erau aprinse candele, becul stins. S-a creat o atmosferă mai prielnică pentru ceea ce urma să facem și am început să narez și eu ceea ce puteam să narez, dar vocea acelui ilustru coleg de-al meu, Dumnezeu să-l odihnească, că a trecut la Domnul nostru Iisus Hristos, Mihai Henț, a fost cea care ne-a încălzit pe toți și ne-a făcut să trăim acele momente, într-adevăr, cu foarte multă intensitate sufletească. Știu că v-am dat un extemporal în ultima oră de dirigenție, dacă vă amintiți. Da, da. Să-mi spuneți ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut din viața voastră alături de mine
și evident să faceți trimiteri către mine. E mult să știi, eu am păstrate acele răspunsuri ale voastre la mine în arhivă și au amintit de acele momente. Cum aniversam noi aceste zile sfinte din calendarul istoriei noastre. Și sigur că da, nu mai vorbesc de întâlnirile aproape zilnice că aveam, voi fiind o clasă cu profil științe sociale, istorie, aveam un număr considerabil de ore de istorie și de dirigenție, evident, în cadrul cărora eu m-am simțit foarte confortabil cu voi, evident, voi mai puțin confortabil cu mine, tocmai datorită exigenței mele, dar asta a fost nota mea. Ați spus bine, datorită și nu din cauza. Da. Astăzi îl privim ca pe un lucru bun și vă mulțumim pentru asta. Și eu vă mulțumesc că mi-ați fost elevi, le mulțumesc tuturor celor care ne privesc, elevii generației tale și nu numai, pentru că fără de voi eu nu eram aproape nimic. Spunea cineva că am învățat mult de la profesorii mei. Am învățat mult de la colegii mei. Dar cel mai mult și cel mai mult am învățat de la elevii mei. Și asta pot să spun și eu despre voi, fără ca să vă măgulesc. Ați fost o clasă sensibilă, receptivă la mesajele mele și, evident, m-am străduit pe cât am putut să dau curs acestei sensibilități și receptivități din partea voastră, în așa fel încât vorba învățătorului meu pe care îl respect mereu, mereu și mi-aduc aminte de el, să nu plecați goi de la școală, adică fără să nu fi pus și eu ceva acolo în mintea voastră și în sufletul vostru și în inima voastră. Am fost preocupat de acest mesaj pe care mi l-a transmis învățătorul meu, care era mereu preocupat față de noi când eram în școala generală din satul natal, Pădureni, de a face în așa fel încât niciun elev de-al meu, spunea el, să nu se întoarcă acasă gol, adică să nu fi învățat nimic. Îmi amintesc cât de atent erați cu nevoile noastre, ale tuturor, și cât de mult vă interesați de situația noastră, pentru că în zilele în care lipseam, dumneavoastră ne sesizați absența, deci nu era oricum, și prezența dumneavoastră chiar a contat. Poate nu atunci, prin prisma vârstei, dar la câțiva ani distanță am realizat că ați fost un deschizător de drumuri, un mentor, cel puțin pentru mine, și datorită meseriei pe care o practic astăzi, pot spune cu toată încrederea că ați făcut o treabă nu doar bună, minunată, așa cum ați și denumit-o, munca aceasta de dascăl, care este una sacră în definitiv. Da, Melania, ce spui tu, așa este. Eu mai aveam, dacă ți-amintești, și această grijă, preocupare permanentă față de starea voastră de sănătate. Mă îngrijora când cineva era bolnav și lipsea de la școală din motive de sănătate. Și mereu eram atent la ținuta voastră, da, vestimentară sau capilară, în anumite perioade ale anului. Făceam aceste observații și aceste stăruitoare chemări la a avea grijă de voi. De ce? Pentru că eram pătruns, și am spus-o asta, de acest constant și această preocupare constantă de sănătatea voastră. Pentru că nu mi-era tot una să vă știu că voi acum, la vârsta aceasta, nu aveți grijă de sănătatea voastră, se acumulează și în timp, Doamne ferește, se înrăutățește starea de sănătate. Neamul acesta românesc are nevoie de tineri sănătoși și nu bolnavi. Și asta a fost iarăși una din direcțiile preocupărilor mele în relația mea cu elevii, pe care am avut nu numai cu cei cărora am fost eu diriginte, cu toate clasele de elevi. Am fost foarte, foarte atent la felul cum se îmbracă, cum se îngrijesc și care este sănătatea lor. Am avut elevi care adeseori mă rugau după ore să stau cu ei de vorbă,
să-mi spună multe lucruri pe care probabil că nu le-au spus multora. De ce? Pentru că m-au simțit că pot să fiu un om al dialogului deschis, sincer și știu să-i ascult. Profesorul trebuie să arate că știe să-și asculte elevul în afara orei de istorie sau de matematică sau de română și așa mai departe. Într-adevăr, elevii au nevoie să fie ascultați, nu doar auziți, să fie valorizați, nu doar văzuți. Corect. Și să fie simțiți, nu doar prezenți în ochii celui care îi privesc. Așa e. În 2012 ați publicat cartea dedicată preparandiei din Arad cu ocazia aniversării a 200 de ani de existență a acestei meritoase școli. Ce sentimente ar trebui să trezească în conștiința cititorilor această carte pe care și eu astăzi o am aici, la de mâna mea? Și știu că mi-ați oferit o premiu, chiar dumneavoastră a scris, vă citesc, acordă Leve Melania Olimpia Avram pentru rezultatele excelente la învățătură și buna purtare obținută pentru toți anii de liceu și îndeosebi în clasa 12-a, anul școlar 2015-2016. Frumos. Da. Această carte, Preparandia din Arad, în conștiința culturală istorică a epocii sale, de la 1812 până la 2012, pe traseaua 200 de ani de existență, aș putea spune că este cartea mea de suflet. Nu mă laud, am scris câteva cărți, cu voia și ajutorul Dumnezeu, poate că voi mai scrie, dar ea este cartea mea de suflet. În primul rând, am încercat să-mi exprim omagiul față de școala mea. Când spun școala mea, față de toți înaintașii, profesori, directori, învățători, educatoare și, evident, elevi. Asta este una, omagiul meu, adică recunoștința, adică prețuirea, adică respectul. În al doilea rând, am socotit că la un asemenea eveniment mare, precum este bicentenarul școlii, 200 de ani de existență, este bine ca să întâmpin acest eveniment cu ceva care să rămână. Știi cum se spune vorba, chiar frumoasă fiind și cuceritoare, trece. Ceea ce rămâne este ceea ce este scris. Și am zis că această aniversare a școlii noastre trebuie să-mi întărească puterile în așa fel încât să o întâmpin și eu. Pentru că a întâmpinat-o și profesorul Anton Ilica cu o carte frumoasă și alți colegi de-ai mei din școală cu ceea ce au crezut dumnealor, o revistă și așa mai departe. Această școală, prin urmare, această carte reprezintă rodul căutărilor mele asidue și nu pot decât să-i mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că mi-a dat putere și sănătate să duc la împlinire acest gând al meu de a omagia școala și în această manieră. Și evident, este momentul să aduc recunoștință și mulțumire și fetei mele, Madalina, care este acolo sus, la Dumnezeu, și soțului ei de atunci, Gabi. Fără ajutorul lor, cred că n-aș fi putut să izbândesc tipărirea, pentru că ei au fost cei care au așezat-o în tocmai sub formă de carte. Ce am vrut eu prin această carte? Am vrut să scriu o istorie a școlii într-o altă manieră. Au scris mulți înaintea mea și foarte bine. Un învățător, Iuliu Vuia, a scris el fragmente privind istoricul pedagogicului ortodox român în 1887. Deci, iată, la 75 de ani de la înființarea școlii, el a întâmpinat acea aniversare cu acest prim volum dedicat școlii. Apoi Avram Sădean și Teodor Botiș, profesori de română și de latină și de germană, primul, Avram Sădean,
Se spune că la acest profesor, când el le vorbea despre România și despre România Mare, care urma să vină, în 1913 el le vorbea, 1913, copiii erau într-atât de cuceriți de verbul acestui profesor eminent, încât după ce a terminat ora, a fost aplaudat și el mergea pe coridor și aplauzele încă nu erau sfârșite în clasă. Într-atât de mult a făcut el cu putință înțelegerea a ceea ce urma să vină în inimile și mințile elevilor lui pedagogici din 1913. Apoi a scris o carte excepțională, monografia, la 110 ani de la înființarea preparandiei și 100 de ani de la înființarea teologiei ortodoxe române din Arad. Teodor Botiș, o monografie foarte bună pentru că redă catalogele cu elevii de la 1812 până la 1922. Și în sfârșit, vrednicul de pomenire, Vasile Popeanga, cu Eduard Găvănescu, el împreună cu acest mare dascăl și istoric al Aradului și cu Victor Țărcovnic, profesor de pedagogie, au scris împreună Preparandia din Arad în 1964. E, din 1964 până în 2012 n-a mai scris nimeni nimic. Am zis că este bine să reprivesc istoria școlii dintr-o altă perspectivă, și anume care? Felul cum școala noastră s-a fixat în conștiința culturală a epocii. Adică ce a spus despre școala noastră un cutare, un cutare, un cutare, de la Ion Heliade Rădulescu, Petru Maior și până la Nicolae Iorga, și de la Nicolae Iorga până la Teodor Botti și Vasile Popeanga, despre această școală minunată care a fost preparandia din Arad, cea din tâi școală pedagogică în limba română de pe întreg întinsul românesc și între primele trei din Europa secolului XIX, o școală cu totul aparte. Știm că astăzi, în prezent, în curtea Colegiului Național Preparandia Dimitrie Țichindeal Arad, există busturile a câtorva personalități pe care dumneavoastră le-ați enumerat anterior. Da. Este foarte bine că mă întreb de lucrurile acestea. Și îți mulțumesc. Este primul bust care a fost ridicat în 1987, în 15 noiembrie, cu ocazia aniversării, iată, a 175 de ani de la înființarea școlii. Era atunci director, Dumnezeu să-l odihnească, profesor de fizică Mihail Pascu. Și reținem că în 1987 s-a ridicat acel bust al lui Dimitrie Țichindeal, de sculptorul Petru Stoicu din Arad. Foarte bun, foarte bun. E, acest bust să fie ridicat, și era bustul unui învățător preot, în perioada comunistă, când nu era altcineva pe televizor și în presă decât numai Ceaușescu și figura lui, este mare lucru. A dat dovadă de o dibăcie și de o înțelepciune. Profesorul Mihail Pascu, cu inspectoratul de atunci, profesoara de istorie Maria Bucur, și toți cei aflați în conducere de atunci a Radului comunist, trebuie să recunoaștem, în așa fel încât au reușit să acopere tot ceea ce putea fi blocaj în drumul acestui mare și binevenit bust din curtea școlii noastre. Celălalt este bustul ridicat în memoria profesorului Vasile Popeanga, când, cu prilejul bicentenarului școlii, atunci profesorul director de acum, Sorin Aiduc, un excelent director și profesor deopotrivă. Îl salutăm pe această cale. Poftim? Îl salutăm pe această cale. Îl salutăm absolut. Merită cuvintele pe care le-am spus. Merită și altele. E, datorită dumnealui și, evident, altor factori decizionali la nivel de Arad, acel bust a prins rădăcină în școala noastră. Alături de cine? De Țichindeal. Cel care
a fost tratat în atâtea pagini de istorie scrise de Vasile Popeangă, Dimitrie Țichindeal. Acum Țichindeal este însoțit acolo, în curtea școlii, de bustul celui care s-a ostenit în viața lui să scrie într-atât de mult despre școala fondată de către Țichindeal. Așadar, Vasile Popeangă este alături de Dimitrie Țichindeal pentru că reprezintă amândoi lumini nestinse, neapuse ale școlii noastre. Și cred că așa vor rămâne de-a pururi. Mulțumesc! Știu că în continuare sunteți un autodidact și nu vă deziceți din a face ceea ce ați făcut o viață întreagă, să citiți și să scrieți. Dar dacă ați avea șansa să o luați din nou de la capăt, ați alege același parcurs profesional. Îți dai seama, draga mea, că am iubit, iubesc și voi iubi într-atât de scălia încât altceva nu cred că ar putea fi pe măsura inimii și minții mele. Evident, aș alege același parcurs, poate cu un adaos. Dacă ar fi să merg pe același drum, aș merge și către preoție. Deci aș urma și teologia. Nu știu cât de mult să devin preot efectiv în fața Sfântului Altar, dar mi-aș dori ca cele două să fie îmbinate așa precum Dimitrie Țichindeal, fondatorul, le-a îmbinat în aceeași persoană, preot și învățător. Stau foarte bine una lângă alta și dacă se poate și împreună. În pofida piedicilor, a unor piedici din viața dumneavoastră, cum ați reușit să nu vă pierdeți nădejdea Dumnezeu? O, Doamne, ți-am spus chiar adineauri și m-au cuprins evident emoțiile, cum întotdeauna mă cuprind când mă gândesc și vorbesc despre fetele mele și mai ales despre Madalina, care nu mai este lângă mine și lângă noi. Evident că viața îți oferă și astfel de surprize nedorite. Nădejdea în Dumnezeu nu trebuie să ți-o pierzi niciodată. Dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, ai pierdut totul. Cel puțin asta este credința mea. Și nu mă voi despărți de Dumnezeu niciodată. El este tăria, El este nădejdea și El este izvorul puterilor mele. El este ocrotitorul. El este atot milostivul, El este atot puternicul, este Cel care îmi atrage atenția prin anumite semnale pe care mi le dă. Că mă rătăcesc sau că merg pe drumul cel bun. Și dacă merg pe drumul cel bun, mergi. De aceea nu-L voi pierde pe Dumnezeu. Oricâte necazuri, oricâte încercări voi avea, El îmi va da mie putere să merg mai departe. Și evident îmi place să cred și sper că nu-L supăr și nu păcătuiesc. Cred că și Madalina mea de acolo din ceruri este cea care îmi dă puterea necesară să merg mai departe. Pentru că știe foarte bine cât de mult am iubit, iubesc și voi iubi istoria. Suntem aproape de final și aș dori să-mi spuneți ce doriți să le transmiteți acum foștilor dumneavoastră elevi, dar și colegi? Un mesaj. Unii ar spune că nu e bine să dai în sfaturi, să adresezi îndemnuri nici elevilor și nici altora. Nu știu ce-i determină să spun așa ceva. Pentru că dascul asta are în statul lui de funcțiune, asta apare, să fie cel care dă povețe, să pună în fața elevului învățături de urmat, adică îndemnuri. Ce aș putea să le spun elevilor mei și colegilor mei deopotrivă? Să trateze și să facă din școală ceea ce are neamul acesta românesc cel mai sfânt pe lumea lui.
Nimic nu este mai sfânt și mai de prețios pentru neamul românesc decât școala. Cine nu prețuiește școala, acela este dușmanul României și al românilor. Școala, spunea Spiru Haret, unul dintre cei mai mari miniștri pe care a avut țara asta românească în domeniul învățământului, cum este astăzi școala, va fi mâine țara. Bună este școala acum. Bună va fi România. Nu este bună să nu te aștepți la o Românie. Cu alte cuvinte, le spun tuturora. Iubiți școala, prețuiți-o, respectați-o, apărați-o. Chiar cu prețul jertfei supreme. Nu vă fie teamă. Școala trebuie să fie înțeleasă ca o cetate de apărare și de ocrotire a acestui neam. Cine nu înțelege această misiune și această sfințenie, acela nu trebuie să intre în școală. Asta le spun și elevilor. Elevii trebuie să ia povața acelui eminent pedagog Pestaloții. Mama lor, alături de cea fizică, trebuie să fie școala. Iar dascălul trebuie să facă în așa fel încât școala să-i devină elevului lui drept mamă. Prin urmare, asta le spun pe scurt, alături de multe altele care le-aș putea, să apere, să ocrotească, să respecte și să se jertfească pentru școală. De ce? Pentru că școala este tot ce are mai bun sau ar trebui să aibă mai bun un neam și o țară. Fără de școală nu se poate. Viitorul este deschis dacă ai școală și este închis dacă nu ai școală, așa cum se cade și cum trebuie. Domnule profesor, domnule diriginte, vă mulțumim și vă prețuim pentru frumoasele lecții de viață pe care ni le-ați oferit acum. Cu siguranță această filmare va ajunge la inimile dintre mulți elevi pe care dumneavoastră i-ați avut și cu siguranță la oamenii de pretutindeni care cred în dumneavoastră și în înțelepciunea dumneavoastră. Mulțumesc, Melania, draga mea, pentru invitație, pentru faptul că am fost oaspetele vostru. Vă doresc din tot sufletul ca bunul Dumnezeu să vă ocrotească și să vă binecuvinteze cu tot ceea ce știe El, că este mai demn și mai bine pentru voi. Să aveți parte, într-adevăr, cum place mie să spun, de o zi bună, dar ziua de mâine să fie mai bună decât cea de azi și cea de azi mai bună decât cea de ieri. Dumnezeu să fie cu voi și să vă ocrotească. Amin. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi la episodul din cadrul emisiunii Cunoaștere în dialog. Până data viitoare, nu uitați, educația înseamnă cunoaștere, cunoașterea înseamnă libertate, iar libertatea înseamnă putere. Pe curând!